voi nu înțelegeți ce spun eu. A treia cale. Liviu Mihaiu, clar, politică are și are loc. Acum, clar? Astăzi la a treia cale, pentru că nu e așa, astăzi e o zi specială, e joi 22 decembrie și eu în fiecare decembrie am câte o emisiune despre Revoluție, cu diversi participanți la ea, cu diversi exegeți ai lor, cu diversi ziariști. Astăzi e o zi specială pentru că e o ediție excepțională cu Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu, inginerul, scriitorul și poetul asasinat în detenție de către securitate în 1985. O poveste teribilă cu criminalii liberi. Cum e toată România, e o poveste teribilă cu criminalii liberi și cu o carte, ba chiar două, despre întrebarea, obsesie a ultimilor 30 de ani, cine a tras în noi la Revoluție. Cartea se numește Căderea unui dictator, război hibrid și dezinformarea la dosarul Revoluției, care va să zică astăzi de la ora 14, o să aveți povești de capă și sfadă despre Revoluție și despre misterele ei, pentru că încă mai sunt mistere și manualele noastre de istorie nu tratează subiectul nici de cum la cum îl tratăm noi astăzi, pentru că astăzi avem o ediție de peste o oră și ceva în care, ca la școală, o să auziți, dragi ascultători, ce a însemnat Revoluția Română, ce s-a întâmplat acolo în Revoluția Română și, evident, ce s-a întâmplat după cu cei care au fost implicați în această revoluție / lovitură de stat, pentru că revoluția are și această, are, hai să spunem, această semnificație și acest fapt pe care îl discutăm de 30 de ani, fără niște complotiști, nu ar fi existat o revoluție cu adevărat. De fapt, cam așa sunt toate revoluțiile până la urmă. De-aia sunt împăcat. Niciodată n-am avut această dilemă și zbatere dacă a fost revoluție sau lovitură de stat. Bine ai venit, Andrei Ursu, la noi să vorbim despre revoluție ca în fiecare an. O facem ca o datorie față de cei care nu știu ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă sunt la New York, chiar dacă sunt în Haga sau în Japonia, Radio Guerilla este ascultat în tot, pe tot globul, așadar în zilele astea în care, mă rog, avem alte personaje principale în media din cauza războiului, noi ne tratăm ograda noastră și criminalii noștri. Așadar, să începem noi așa cu un material pe care Andrei Ursu mi l-a propus de la Zaia Fet, apropo de percepție, apropo de cum văd oamenii și specialiștii această revoluție. E foarte bine de ascultat și după care vom începe să discutăm noi aici în studio despre acest război hibrid și dezinformarea în Revoluția Română din 89. A treia cale. Let's get high-ul cu Liviu Mihai. Fraților, așezați-vă confortabil și haideți să vă povestesc ceva. O variantă a Revoluției Române pe care probabil nu ați mai auzit-o. Ne aflăm azi, ca societate, în poziția ingrată ca la 30 de ani de la momentul definitoriu pentru România asta modernă în care trăim, să nu știm exact de fapt ce s-a întâmplat. Ce a fost Revoluția Română? Au fost agenturile străine, turiști sovietici, lovitură de stat a armatei sau un complot KGB-ist executat de Iliescu și prietenii lui iubitori de Rusie? Cine erau teroriștii? Au existat sau au halucinat toată lumea din cauza psihozei teroriste declanșate ba de unii, ba de alții? La toate întrebările astea o să răspundem în foarte lungul clip de azi, într-un mod cât se poate de logic. Faptul în sine că există atâtea teorii concurente, toate cu mitologia lor, toate îmbrățișate mai mult sau mai puțin la maxim în funcție de anul în care te aflai, ar trebui să ne dea de gândit. Până la mijlocul anilor 90, de exemplu, teroriștii au existat. Era greu să zici că nu, imaginile cu dubioși pe acoperișuri, îmbrăcați în combinezoane negre sau în civil, erau încă destul de vii. Plus că rănile provocate de ei și morții nu se uită așa ușor.
Încet, încet, însă, teroriștii au început să fie șterși din istorie, au devenit tanchiști, că erau singurii din armată în combinezoane negre, sau, dacă nu, erau, de fapt, agenți de la Direcția de Informații a Armatei și, într-un final, de fapt, așa cum aflăm azi din textul dosarului Revoluției, teroriștii nici n-au existat. Au fost doar oameni confuzi care trăgeau unii în alții. Definiția teroristului aici e individ care trage cu intenția de a ucide oameni nevinovați pentru a crea panică, urmărind un scop politic. Au existat ăștia sau nu? Că până acum s-a falsificat istoria populară prin cărți și presă, e una. Dar ne aflăm azi în punctul extrem de grav în care legendele astea urmează să devină istoria noastră juridică. Dosarul Revoluției a fost anunțat cu fanfară anul trecut că e gata și că are 3300 de volume, într-un spirit de uite ce mare am dosarul, deci cineva clar și-a făcut treaba. El intenționează să ne scrie istoria oficială în felul următor. Nu au existat teroriști. Ideea de teroriști a fost indusă de gruparea filosovietică Iliescu și FSN, adică iubitoare de sovieți, ca să justifice scoaterea armatei pe străzi și forțarea populației să intre de frică în case și ținerea armatei în stare de alertă și panică, tocmai ca să se ajungă la foc fratricid. Asta e teza fundamentală din dosar, că toate victimele ar fi fost o consecință a focului fratricid, de frate care omoară frate dintr-o confuzie generată de gruparea Iliescu. Dacă sunt victime, se creează și mai multă panică și astfel intervin ei, iubitorii de sovietici, și justifică ascensiunea la putere și la statutul de salvatori naționali ai Revoluției. În felul ăsta devin conducători legitimi ai poporului, devin oamenii care au asigurat victoria Revoluției. Practic că a fost o lovitură de stat și că până la urmă rușii au fost de vină. Înainte să intrăm în pâine și să vedem de ce istoria noastră oficială urmează să fie scrisă ca un comentariu senil pe YouTube, să ne oprim un pic. Ați observat cum în tot ce am spus până acum nu a apărut o singură dată cuvântul securitate? Acest organ atotputernic, atot prezent în societatea comunistă românească, mâna dreaptă a lui Ceaușescu, care avea cel puțin câte un ofițer de informații și supraveghere în fiecare unitate militară a armatei și care era mult peste armată în termen de putere în societate, acest organ cu 100.000 de ofițeri și subofițeri, cu 400.000 de informatori, a doua putere în stat după festul lui Ceaușescu, nu apare în niciuna dintre teoriile astea. Ei oare ce au făcut după fuga dictatorului pe 22 decembrie? S-au topit? Instituția care exista exclusiv pentru menținerea puterii lui Ceaușescu, în momentul în care dictatorul și-a luat zborul de pe clădirea CC spre o destinație necunoscută, a zis gata, suntem 100% de partea poporului ăstuia pe care îl asuprim de 10 de ani, care la propriu strigă în stradă, pe lângă jos Ceaușescu, jos securitatea, sau și mai rău, moarte securiștilor? Întrebări de luat în considerare. Să analizăm datele. 1. Dintre toate teoriile pe care le găsești azi în secțiunea comentarii pe YouTube despre Revoluția Română, pentru că aparent ăsta este standardul după care ne scriem istoria, lipsește în mod absolut suspect securitatea. Rușii, armata și ungurii care încercau să ia înapoi Transilvania sunt de vină. 2. Securitatea era un serviciu specializat în manipularea informației. Mai mult, avea o unitate specială numit Serviciul D, de la dezinformare. Profesioniști practic în dezinformare. Se pune astfel întrebarea, pot aceste două lucruri să fie legate? Oare? Promit că în continuare să renunț la tonul ăsta pasiv-agresiv, pentru că nu face onoare materialului sursă. Dar eu am fost absolut furios citind cartea să văd cum istoria Revoluției a fost măcinată încetul cu încetul prin niște mecanisme care ne sunt destul de familiare nouă astăzi sub forma de fake news. Ele nici nu sunt atât de sofisticate, dar compensează prin volum și, după cum bine știm azi, după ce am fost cobaii deceniului trecut, efectul e că oamenii renunță. Bombardați cu jumătăți de adevăruri peste care se construiesc piramide de aberații, reacția oamenilor, într-un final, e de blazare. După o perioadă de alergat ca un câine după mașini, obosești și ajungi la concluzia că adevărul nu poate fi cunoscut. Un principiu de bază al dezinformării e că iei elemente adevărate și le cuplezi cu ce vrei tu să vinzi. Cu cât lucrurile astea se întrepătrund mai bine, cu atât dai mai multă confuzie în creierul receptor. Într-un final, reacția umană e că ajungi ori să crezi în teorii la nivel de comentarii pe YouTube, ori să te resemnezi cu faptul că încă n-avem cum să știm și poate s-o afla la un moment dat. Problema e că timpul curge și până una alta, noi trăim într-o societate a cărei istorie e contrafăcută printr-un sistem elaborat de fake news, iar cei care au construit sistemul ăsta trăiesc printre noi și pun în continuare cărămidă peste cărămidă.
Fake news e foarte puțin spus oricum, pentru că aici miza e falsificarea istoriei unui popor, deturnarea unei identități naționale. Diferența dintre a fost lovitură de stat și a fost revoluție este uriașă pentru memoria colectivă. S-a schimbat regimul politic pentru că a ieșit poporul pe străzi sau nu? Să negi valoarea acțiunilor oamenilor care au ieșit să protesteze în condițiile în care riscau să fie omorâți și în condițiile în care chiar erau omorâți e ceva cumplit. Negarea Holocaustului, de exemplu, numită de obicei negaționism, e ilegală în țara asta. Dacă România ar fi avut alt parcurs în ultimii 30 de ani, și negarea Revoluției ar fi trebuit să beneficieze de un tratament similar. Pentru că tai de la rădăcină încrederea unui popor în el însuși, încrederea că are puterea oricând de a ieși pe stradă și a dărâma un sistem politic odios, așa cum a mai făcut-o. Îi tai practic mitul fondator. Dacă nu a fost revoluție, ci lovitură de stat organizată de armată, înseamnă că toți oamenii care au ieșit și s-au sacrificat pe străzi în zilele alea erau doar niște oi într-un labirint, făcând de o mână de oameni, deci săracii au ieșit ca proștii. Oricum, n-ai cum să schimbi nimic, asta e, continuăm cu ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. A treia cale. Acid analitic. Preparat de Liviu Mihaiu. Cel mai bun moment pentru portarea abonamentului în cea mai rapidă rețea. Vino la Orange și ai Netflix cadou 6 luni și Samsung Galaxy A53 5G cu doar 9 euro prin buyback 5G cu abonamentul Smart Plus 15. Hai în magazinele Orange până pe 8 februarie și bucură-te de sărbători inspirate. Detalii și oferte exclusive pe orange.ro. Promoții cu discounturi de până la 50% la CCC. Mii de produse de la Jennifer Iris, Brandy, Lasotsky, Gino Rossi, Badura și DZ mai ieftine chiar și la jumătate. Cumpără acum în magazinele CCC, aplicație și pe ccc.eu. De Crăciun, cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi este grija. Împreună dăruim grijă pentru viitorul copiilor din medii defavorizate. Între 10 noiembrie și 28 decembrie, jucăriile cumpărate din magazinele Lidl se transformă în șanse la educație de calitate pentru toți copiii. Pentru fiecare jucărie, Lidl donează un leu către World Vision România. Lidl. Fapte pentru un viitor mai bun. Ce faci de Revelion? Da! Nu, te întreb ce faci de Revelion? Da, da! Oricine te-ar întreba despre planurile de Revelion, răspunsul e același. Da, da! La Urban Dada sărbătorim împreună noul an cu un meniu delicios, open bar și muzică live toată noaptea. La noua locație Urban Dada de pe strada Tudor Arghezi numărul 5, în incinta Teatrului Național București. Tu ce faci de Revelion? Da, da! Mai multe detalii și rezervări pe urbandada.ro sau Facebook Urban Dada București. Urban Dada este avampost Radio Guerilla. Raftul de vitamine și minerale te poate deruta. De unde știi pe care să le alegi? De aproape 100 de ani, experții Jameson te comandă un complex de vitamine, vitamina C, zinc și vitamina D. Le spunem Jameson Pro Imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Universul în perio, escuta! După un sezon plin de evenimente, Expirat încheie anul 2022 cu 3 concerte specifice. Luni, a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, se păstrează tradiția nopții acustice cu Vița de Vie. Marți, 27 decembrie, se mută scena în mijlocul clubului pentru urma Just Strings. Iar miercuri, 28 decembrie, Robin and the Backstabbers încheie anul cu concertul lor tradițional. Biletele se găsesc în rețeaua iabilet.ro. Cântate de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. A treia cale. Acid analitic. Preparat de Liviu Mihaiu. Care v-a să zic că ați auzit o pledoarie care e o foarte bună introducere a emisiunii noastre de astăzi, făcută de Moise pe Zaya Fet. Așadar, introducerea n-a mai fost nevoit să o fac eu, a făcut-o Moise. Așadar, lecția de revoluție continuă astăzi cu Andrei Ursu. Să sumarizăm un pic și să enumerăm dilemele
enigmele Revoluției, așa cum au fost ele enunțate în ultimii 33 de ani și de care tu te-ai ocupat în mod special, mai ales cu această carte care vorbește altfel despre Revoluție, de cum s-a vorbit în public. Sigur, au mai fost jurnaliști din presa de investigații care au atins subiectul în ăștia 30 de ani și nu s-au lăsat chiar păcăliți de mărturiile, hai să spunem, angajate ale, sau partizane ale diferitor martori la Revoluție. Deci, Andrei Ursu, până la urmă ai microfonul și poți să ții această prelegere despre Revoluție și noi te vom asista și eu voi modera această discuție ca participant direct la Revoluție, pentru că multă lume nu știe, chiar Turcescu cum spunea aseară, de eu n-am știut că tu ai fost la Revoluție. Zic, băi, eu nu... Am luat certificat revoluționară și nici nu mi-am smuls cămașa de pe mine în fiecare an că am participat la Revoluție, doar când am mai fost întrebat și tu ce făceai în zilele alea. Am aruncat manifestă la Sinaia pe 17 decembrie, cred că 18, scrise de mână, după aia am venit la București, la Politehnică, unde am luat arma în mână și am devenit și eu revoluționar în cea mai... hai să spunem, fabuloasă stare de grație care se numește o revoluție. O revoluție totuși e o stare de grație pe care o trăiești poate odată la 100-200 de ani. Te rog, Andrei. Mulțumesc, Liviu, pentru invitație și pentru microfon. Aș face o corectură. Sunt, de fapt, două cărți. Prima este Trăgători și mistificatori, contra Revoluția Securității în decembrie 1989. Și ultima, aia e din 2019, ultima este Căderea unui dictator, război hibrid și dezinformare în dosarul Revoluției, care este o carte recentă, în coautorat cu echipa de cercetători tineri de la Institutul Revoluției, dar Revoluției? Care nu mai există în clipa asta. Nu de mai ce? Are. Ce s-a mai întâmplat? Pentru cine nu știe și nu e upgradat cu evenimentele din această zonă, Andrei Ursu a fost dat afară de la Institutul Revoluției în urma acestei cărți Căderea unui dictator, din poziția de director științific al său. Și lucrurile cum s-au întâmplat? Să facem această paranteză. Cum au mai evoluat? Ce s-a mai întâmplat? N-aș vrea să intru în prea multe detalii. Nu detalii, e vorba aici de ultimele, un subiect puțin diferit, dar care are o legătură cu mistificarea Revoluției și merită amintit. Institutul Revoluției, cum se mai spunea, Institutul lui Iliescu, înființat în 2004, format de oameni plasați acolo de către Iliescu, numiți pe viață în Colegiul Național al acelui institut, de-a lungul anilor a studiat Revoluția, au existat niște cărți, niște caiete ale Revoluției și interviuri cu martori care au adus ceva material, sursă pentru cercetători destul de bun. Numai că nu s-a ocupat de cea mai dureroasă, poate, întrebare a care a rămas după Revoluție pentru poporul român: cine a tras în noi după 22? Să ne aducem aminte că până în 22 a fost o revoltă populară, clar. Lumea s-a ridicat la Timișoara, la București, o spun pășleau de la început. Ei, a fost și cu puțin ajutorul serviciilor secrete maghiare. Asta este, Liviu. Liviu, trebuie să te corectez aici, nu te supăra. Și cu Tocheș mă refer la... Nu, Tocheș a fost un disident autentic, chiar dacă el a ajuns un naționalist care maghiar, da. nu este pe placul nostru acum, însă atunci a fost un disident autentic, a avut un mare curaj împotriva lui Ceaușescu, a dat niște interviuri care nu erau neapărat legate de naționalism maghiar, ci pur și simplu de represiunea lui Ceaușescu și evident, dictatorul infect, cultul personalității care era scârbise întregul popor român, inclusiv pe maghiari. În acest sens, Tocheș devenise incomod pentru regim, numai că, din cauza că era cunoscut, nu l-au mătrășit prea repede și, practic, a avut omul și curajul să nu se lase dus din casă de la Timișoara. Reformații lui din parohia respectivă au rămas în jurul lui. În jurul casei. Românii s-au aliat imediat. A fost o solidaritate interetnică, interreligioasă, efectiv admirabilă în Timișoara. Era ceva natural. Acolo români, maghiari, germani, evrei, trăiseră de secole împreună în pace și prietenie.
s-au aliat românii imediat, întâi niște baptiști, care erau și marginalizați în timpul lui Ceaușescu, apoi ortodoxi și de toate denominațiile, practic, oameni de pe stradă, oameni care s-au oprit, a fost oprit un tramvai la un moment dat și au coborât și au sporit rândurile manifestanților și așa s-a născut scânteia Revoluției. De la Timișoara. Deci, din toate datele pe care le-am analizat și vreau să spun că am studiat sute de volume de dosare, de anchetă, mărturii, dar și memorie orală, mărturii ale oamenilor care mai trăiesc și absolut toate sursele documentare pe care le-am studiat, nu amintesc de vreun impact, de vreun rol pentru serviciile secrete din afară. Era, de fapt, o marotă a lui Ceaușescu pe care a plantat-o și adevărul este că securitatea a perpetuat-o în toți anii ăștia. Că a fost o scânteie a serviciilor secrete iredentiste, maghiare sau chiar de la Budapesta sau ruși, alte servicii. Da, turiștii ruși. Turiștii ruși. Deci, până la urmă, nu s-au găsit nicio urmă, securitatea chiar a căutat, fiindcă asta spunea Ceaușescu. A spus, era l-am văzut vorba chiar aseară, da. La Timișoara sunt pe străzi huliganii manipulați pentru un punct de dolari. Dar mai dat 100 de lei la salariu și la alocație, da? Asta ulterior. Dar atunci, da, la Timișoara spuneau că sunt huligani care sunt reprezentați, plătiți de agenturile din Est și din Vest. E bine, nu s-au găsit securitatea, nici atunci n-a găsit și nici noi în dosare n-am găsit nici urmă de astfel de implicări ale serviciilor. Bineînțeles că erau spioni din toate țările, evident, în România, evident, nu se pune problema așa. Să nu supravegheze o revoluție de talia asta, pentru care era, hai să zicem, soarta lui Ceaușescu era pecetluită după vizita lui Gorbaciov. Nu știm nici asta, sigur. Adică, în sensul că... Iarăși, rușii priveau Gorbaciov, era un reformist atunci. Poporul român privea spre Gorbaciov. Dar l-a rugat să se dea înapoi. Bineînțeles că asta. I-a spus, vezi că dacă ai cap și vrei să ne mai întâlnim înapoi, în ianuarie, ia exact. Și tu exemplu de la ceilalți. Dacă ne mai întâlnim în ianuarie. Dacă ne mai întâlnim. Dar ea n-a fost cu adevărat vreo amenințare. Și nu s-au mai întâlnit în ianuarie. Fiindcă Gorbaciov nu renunțase în acel moment, să fie foarte clar, renunțase la doctrina Brejnev de implicare în țările satelit, nu a mai acționat și nu avem niciun element material, nicio sursă credibilă care să atesteze că rușii ar fi amorsat sau participat la evenimente. Au urmărit, bineînțeles, suntem convinși că existau spioni peste tot, ca așa cum erau probabil și din serviciile maghiare și occidentale și din alte țări care aveau misiuni normale ca în orice țară. Da, da, da. Deci, revenind la ce s-a întâmplat la IRRD în ultima vreme. Așa, da, o scurt IRRD-ul, spuneam, până în 22 a fost, din toate datele pe care le avem, o revoltă autentică. A fost efectiv momentul eroic al poporului român din istoria recentă. S-au coagulat în jurul acelei scântei de la Timișoara. Scânteia Revoluției a ajuns în restul țării, întâi la Lugoj, Arad, la Sibiu și Brașov, Cluj și, bineînțeles, la București. Securitatea știa că vor ajunge, fiindcă aveau informatori. Securitatea avea 500.000 de informatori, exact, în populația României. Între 400 și 500.000, exact. Cam așa. Și, bineînțeles, că aveau printre revoluționarii de la Timișoara. Trebuie să o spunem și pe asta. O, da. Infiltrați. Și ei au transmis. Și la București. Și la București, bineînțeles. Deci, au transmis informația că vin revoluționari timișoreni, delegați de Consiliul Democratic, de Frontul Democratic și de cei din balconul de la Opera din Timișoara, să vină la București. Ei știau că dacă rămân singuri, după deja fuseseră 4 zile singuri sub focul tuturor instituțiilor represive ale regimului comunist, nu mai puteau să o ducă mult așa și să ducă pe umerii lor și cu jertfa lor revoluția mai departe, trebuiau să o împrăștie în toată țara. Au venit și la București, securitatea știa, au venit cu acceleratul de 6 pe 21 la ora 6. Pe 21, da, știu, da, asta am relatat-o chiar ieri. Da. Am găsit trenul. Aceste date în agendele de lucru ale securiștilor. Știau că vin. Și totuși nu au putut să-i oprească. Era un tren foarte aglomerat, din ce am înțeles. Am discutat și cu unii care îi cunosc pe cei care au venit în acea zi. Și împreună cu bucureșteni, care deja erau în fierbere,
Au început manifestații, au vrut să spargă mitingul lui Ceaușescu, trec rapid peste ce s-a întâmplat atunci. Cert este că s-a ajuns la momentul baricadă, după spargerea mitingului, din ce în ce mai mulți, peste 100-200 de oameni au început să se adune la Inter, la baricada de pe Bulevardul Maghieru. Și au fost și primii morți, au fost și primii morți când au intrat camioanele DAC ale armatei, exact. Între care unul s-a aflat și ministrul de interne, Postelnicu, pe unul din camioane pe afară, se ținea de oglindă și de o scară. Uh-huh. Și spunea că uite după ăla cu steagul rupt. Steagul rupt era steagul găurit. Găurit fără stema comunistă, da. Deci, după aceste evenimente de la baricadă, a urmat istoria, și anume ziua de 22. Cei care au supraviețuit masacrului de la baricadă, de la Inter, s-au dus prin cartierele bucureștene, de acum muncitorii care intrau în schimbul 1 și cei din schimbul de noapte au aflat ce se întâmplase, că era baie de sânge, știau despre ce se întâmpla la Timișoara. Și bineînțeles, din solidaritate și din scârba pentru regimul comunist și pentru Ceaușescu, care dusese țara de râpă, s-au încolonat foarte devreme dimineață pe 22 și au început să aflueze către centru, către CC, bineînțeles, pentru a manifesta împotriva lui Ceaușescu și a regimului comunist. Asta a fost istoria, nu a fost un amestec extern, a fost autentică, spontană și, trebuie să spunem, eroică. Fiindcă acești muncitori știau că se trăseseră la Timișoara și că fuseseră morți. Chiar auziseră că fuseseră chiar mai mulți morți decât au fost în realitate. Au fost 72 de morți, parcă, la Timișoara, înainte de 22, au mai fost după aia încă 22. Dar muncitorii știau că au fost chiar mai mulți și și-au asumat acest risc. Știau că au fost morți în noaptea de 21 spre 22 la baricadă și au asumat riscul, au venit și au scris istoria încercând să intre în CC. Trebuie să înțelegem un lucru foarte important în acest moment, factor decisiv, armata pe 22 nu a mai tras. Și asta din cauza că, să ne înțelegem, armata română atunci era formată din recruți, din oameni de pe stradă, poporul român. Erau, soldații care erau marea majoritate a armatei române. Erau 300.000 de soldați recrutați din rândul populației civile. Oamenii ăștia nu avuseseră timpul în cele 9 luni sau un an și 4 luni de armată să se loializeze, să se spele pe creier ca să devină criminal. Armata a tras la Revoluție, în populație, este un lucru pe care îl recunoaște și, hai să spunem, generalul Iulian Vlad, vorbind despre generalul Milea. Să ne înțelegem, faptul că Iulian Vlad recunoaște, să spunem între ghilimele, fiindcă generalul Iulian Vlad a fost șeful securității, normal că el a dat vina pe armată. Dar în privința vinovăției armatei pentru crimele de la Timișoara, Cluj, București și alte orașe care s-au ridicat pe 21, sunt studii în curs de desfășurare, a tras cu siguranță armata, în orice caz a tras focuri de avertisment, a tras în plan vertical, probabil că au și ucis oameni, mai mult ca sigur ofițerii armatei au și ucis oameni, însă rămâne un subiect de studiu în ce măsură toate victimele dinainte au fost de pe 21 au fost ale armate. Ceea ce am descoperit noi, foarte multe victime au fost ucise, de fapt, din Dacia Albe, din Aro, din focuri de armă trase de la aruncătoare de apă, din apartamente. Da, din apartamente, exact, în momentele în care armata trăgea în plan vertical. Deci, sub acoperirea focurilor de armă, de înfricoșare, de avertisment ale armatei, se trăgea în mod, se spune, subliminal, discret, din alte zone. E un lucru pe care supunem că erau Ministerul Apărării Naționale, cel puțin prin declarația unor miniștri în scaunul ministerului, l-au recunoscut. Inclusiv actualul premier Ciucă, da, a recunoscut încă o dată. Cerându-și iertare poporului român pentru evenimentele din 89, ceea ce a fost un gest pe care probabil l-am așteptat vreo 30 de ani așa, până a venit. Acum s-au făcut 33 de la Revoluție, dar vreo 30 de ani l-am cam așteptat.
Da. Și înainte a fost o recunoaștere de Ciucă. Nu, da, și înainte au fost recunoaștere din partea ministrului. Da. Sigur, nu atât de clamate la prima știre a jurnalelor. Să ne înțelegem cu în privire la aceste vinovății pe care a recunoscut-o Ciucă, în documentele pe care le avem din dosarul Revoluției, din mărturii, din declarațiile securiștilor de la Timișoara, rezultă că foarte mulți securiști și-au comandat pur și simplu uniforme militare. Avem în agenda de lucru a lui Radu Tinu de la Timișoara, adjunctul șefului securității, ei aveau uniforme militare pe care le-au îmbrăcat și au fost observați de civili și de militari că erau în dispozitivele de tragere unii trăgători, fără însemne militare, și cu uniforme care nu stăteau bine pe ei și care nu erau soldați în termen, din cauza că păreau de 30-35 de ani. Exact. Imposibil. Soldatul român avea atunci 18-20 de ani. Da, știu că am făcut armata, deci la transmisiuni, deci știu. Deci, eu am făcut la radiolocație. Deci, cum au tras ăștia? Au tras în clipa, încă o dată, când dispozitivul respectiv trăgea în aer, în plan vertical sau la 45 de grade, ăștia trăgeau în plin, în așa fel încât să pară că a tras armata. Și din cauza asta s-a acreditat și foarte multă lume a rămas convinsă, inclusiv revoluționari, au rămas convinși că toate victimele au fost ale armatei. E bine, acest lucru, cum am spus, le luăm caz cu caz. Caz om cu om. Om cu om și suntem în curs de, să spunem, contabilizare a fiecarei victime, nu numai morții, dar și răniții, să vedem dacă există destule date pentru a spune cu certitudine dacă a tras armata sau securitatea sau exista un spațiu, un grey area, ca să spunem, în care nu care putem au tras ști. Amândoi, da. Sau au tras ambele amândoi. Entități. Dar să revenim la ce s-a întâmplat pe 22, fiindcă pe 22 e cheia, astăzi se împlinesc 33 de ani, și în clipa aia, pe 22, nu a mai tras armata, nu există absolut nicio dată în acest sens. Și anume de ce? Practic, până și Ceaușescu a dat ordin să se retragă armata în casărmi. Ilie Ceaușescu, fratele lui care era șeful Consiliului Politic Superior al Armatei, toți generalii au dat ordin ca la Timișoara să se retragă armata. La București nici măcar nu au mai dat ordin să se retragă pe 22. Stănculescu, în final, a dat și el acel ordin. Deși inițial dăduse, transmisese ordinul pe 17 când s-a tras masiv, ordinul era și ordinul criminal al lui Ceaușescu și transmis în mod criminal de toți generalii ăștia de pe scara ierarhică. A făcut și închisoare. A făcut și închisoare și a făcut de pe drept închisoare. Da. Au transmis ordinul să se tragă. Ei bine, ei ce au văzut? Tocmai că armata nu s-a îndemnat să tragă, soldatul de rând vorbesc, nu da, soldatul colonei, de rând, nu... comandanții de... Soldatul de rând nu a tragă. Dacă ar fi tras, n-ar fi fost doar 70 de morți, ar fi fost... poate mii de morți, fiindcă pe străzile Timișoarei au fost mii de soldați cu tancuri. Adică ar fi fost o gherilă în care erau angajați securitatea pe de o parte și armata și poporul pe ce de altă parte. De altă parte, de altă după parte. 22. Acum să ne înțelegem. Pe 22, de dimineață, și-au dat seama că dacă mai insistă să dea ordin să tragă armata, există acel risc cunoscut în astfel de situații, în revoluțiile din istorie și în astfel de lupte, de schimbări de regim în istorie, riscul ca să întoarcă armele. Dacă dai un ordin care nu este bine primit, care este urât de propriile tale forțe de la bază, soldatul român cu arma mână, poate să întoarcă arma și atunci generalii respectivi erau în teoretic, mai mare așa s-a întâmplat. Armata e cu noi, a fost și un fel de întoarcere a armelor. Exact. În și care a fraternizat cu poporul, cu flori și alte... Exact. Și aceste flori, foarte un element foarte semnificativ, pe 22 la 10 dimineața, ședință CPX, securiștii transmit lui Ceaușescu, vin muncitorii din cartiere, și pun flori în țevile armamentului armatei. Unii s-au urcat pe tancuri. Tancurile au început să se miște către CC, au întors turelele. Sunt elemente foarte importante care sunt verificate de foarte mulți martori. Avem foarte multe mărturi în acest sens, fiindcă au venit până la urmă aproape 100.000 de... De aia a murit Milea și Milea a murit în aceste condiții. Pot să spun acum o paranteză, că în urmă, nu știu dacă... Cât am contat articolele mele pe care le-am scris, străzi
librării și instituții cu nume de criminali români. Unul dintre criminali era Sadoveanu și alt criminal era Milea. Milea, da. Trebuie să spun că bulevardul Milea nu se mai numește da, așa. Da, absolut. Eu am stat pe vremea aia, se numea strada Ho Chi Minh. Da, devenise Ho Chi Minh. Bulevardul Milea și era o rușine pentru poporul nostru, ca o stradă care înseamnă am un sentiment. Am și spus-o la televizor de mai multe ori și acum am aflat, zilele trecute, nici nu știam de această zona schimbare. Aia acum se numește Doina Cornea. Doina Cornea. Și mai o propunere pentru a schimba numele unor străzi, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. În una, cartierul Primăverii, da. Sunt discuții. Te rog să continui. Deci, cu Milea a fost așa. La ora 10, de fapt, pe la 9:30, omul se sinucisese. Sau poate, există o șansă să fi fost, de fapt, ucis. Dar era într-o situație, sinuciderea a însemnat, practic, o mucidere din partea lui Ceaușescu. De ce? Fiindcă i-a pus în cârcă, într-un stil foarte clasic stalinist, că din cauza lui, el a dat ordin să se tragă la Timișoara, fiindcă ce se întâmpla? Ceaușescu aflase deja că vin muncitorii și că au pus flori în armele aflase. Armatei. Și asta l-a scos din minți. Știa că era pierdut. Știa că partida e pierdută. Nu neapărat că el e pierdut, da, el spera să supraviețuiască. Războiul, partida, cum ar veni, era pierdut. De până atunci, represiunea era pierdută. Nu mai putea să continue cu aceleași instrumente ale represiunii, și anume la vedere. Nu mai putea să conteze pe armată și cu atât mai puțin ca armata să ascundă represiunea. Datele criminalistice, din câte știu eu de-a lungul anilor, arată că a fost sinucis. E posibil, dar sunt, încă am dată citit este o groază și asta. De astea amănunțite, cu intrare în cameră, cu pistol, pistol. Am citit o groază de relatări. Am citit și noi și încă o dată avem acum dosarele Milea. Avem acces la ele și le vom studia, le vom expune până la urmă în studii validate științific, așa cum am făcut și în această carte. În această carte. Toată cartea asta este rezultatul unei studii științifice, o echipă de cercetători foarte bine pregătiți și studiile validate de o echipă de academicieni, de profesori, de talie internațională, cum ar fi Adrian Miroiu, Bogdan Murgescu, Mark Kramer de la Harvard, Denis Deletant, poate acest nu e cunoscut, de la Oxford. Mai cunoscut, Denis. Lavinia Stan, Armand Goșu, Cristian Vasile, Lavinia Stan. Stan, da. Din Canada. Lavinia Betea fiind o mare specialistă în biografiile membrilor comuniștilor. Da. 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 Volumul ăsta, Căderea unui dictator, scris de Andrei Ursu și Roland O. Thomason, care, după spusele tale, este cel mai mare specialist în Revoluția Română. Eu așa îl cunosc, deși este mai puțin cunoscut în România, dar îl știu bine, a făcut un doctorat pe Revoluția Română încă din anii 90 la Universitatea din Indiana și a scris multe articole, este extraordinar de bine pregătit și cunoscător al detaliilor Revoluției Române. Are și o arhivă impresionantă. Deci, revenind, Milea a fost pus în situația de a lua asupra lui morții de la Timișoara. Ca orice dictator în stil stalinist, în momentul când a ajuns cuțitul la Oslo, Ceaușescu trebuia să găsească un țap ispășitor. Astfel încât el să rămână cel mai iubit fiu. Cel mai iubit fiu nu ucide români. Exact. Și mai ales când vin muncitorii. De-aia s-a și sinucis tovarăși. Da. Pentru că s-a simțit vinovat. S-a simțit vinovat. Tocmai cred că de-aia sinuciderea lui face parte din acest discurs al dictatorului. Da, absolut, absolut. Și în clipa aia chiar a anunțat Ceaușescu în acea ședință de la 10. Milea, pentru cine știe, era ministrul apărării naționale în momentul Revoluției. Copiii, nu știu, eu mai fac acest serviciu, exact. Pentru că sunt oameni de 25, 30, 35 de ani care nu știu absolutamente nimic despre Revoluție. Te rog. Să sperăm că știu acum mai mult, uitându-se pe ZF. Sunt sigur că ascultă, da. Și îi îndemn să se uite poate pe aceste cărți și le vom pune la dispoziție celor care nu-și pot permite să o cumpere.
am făcut acest legământ să-i ajutăm pe cei interesați, dar care sunt poate speriați de prețul de la editurii Polirom. Dar revenind, Milea a fost pus în situația să fie țap ispășitor. Ceaușescu, în acea ședință la 10 dimineața pe 22, a declarat, noi nu tragem în muncitori, alții au tras, trădătorul Milea, l-a numit. Și iată, s-a sinucis din această cauză. Exact. Deci a fost explicit. Scenariu explicit, intenția ca Milea să dispară ca un țap ispășitor și el să fie cel mai iubit dintre pământeni. Continuăm după pauză, că pauzele vin așa ca o ghilotină peste noi și continuăm cu dosarul Revoluției, cu cine a tras în noi, despre aceste enigme pe care jurnaliștii le-au discutat și istoricii de zeci de ani. S-au făcut și filme de la Stere Gulea până la cel de la televiziune, îmi scap acum numele, că de, dar o să vi-l aduc și numele ăsta. Sunt oameni care s-au ocupat de Revoluție, dar Andrei Ursu a scos o carte care a bulversat foarte mulți oficiali, să spunem, ai teoriilor Revoluției. Cu atât mai mult e de ascultat și cu atât mai mult credința mea că ceea ce spune e mult mai aproape de adevăr decât ce spune, să zicem, Cazimir Ionescu sau Petre Roman sau Ion Iliescu sau etc. este certă. Revenim în câteva minuțele după publicitate cu Revoluția Română. A treia cale. Let's get high cu Liviu Mihai. Cu toții merităm sărbători cu bucurie alături de cei dragi. Haideți să ne gândim și la cei mai puțin norocoși de Crăciun și să le oferim sărbători fericite. În perioada 1-31 decembrie, dacă vrei să donezi, poți cumpăra alimente neperisabile de la rafturile semnalizate special în magazinele Lidl. Iar Banca pentru Alimente din regiunea ta le va prelua și distribui celor care au mai multe nevoie. Află mai multe detalii despre colecta de alimente pe Lidl.ro. Lidl. Fapte pentru un viitor mai bun. Una din patru persoane se confruntă la un moment dat în viață cu probleme de sănătate mentală, oameni care au nevoie de sprijin. Sunt Doru Trăscău, solistul formației The Monogex, și astăzi, alături de colegii mei, am donat câteva ore de psihoterapie. Ajută și tu o persoană cu probleme de sănătate mentală să-și continue terapia. Ești doar la un clic distanță. Intră pe estuar.org și donează. Haide să strângem 1000 de da pentru fiecare nu. Click cu click. Luna asta, șansele tale la strălucire încep citind revista Psihologie. Numărul de decembrie-ianuarie îți oferă de două ori mai multe prilejuri de a te gândi la tine și la ceea ce iubești, de a dărui și de a te dărui. Afli secretul zâmbetului perfect de la un medic stomatolog cu personalitate. Dr. Raluca Chivu ni se destăinuie pe canapea. Te invităm la o incursiune în istoria, dar și în prezentul agitat al științelor sufletului, într-un interviu inedit cu o legendă a psihanalizei, Elisabeth Rudinesco. Am adunat pentru tine cele mai grăitoare ritualuri pentru fericire, alături de cele mai impresionante relatări despre ce înseamnă vindecarea trupului și sufletului. Revista Psihologie, de 15 ani alături de tine, îți spune acum la mulți ani, citită de Radio Guerilla. Sunt Simion Bogdan Mihai și vă prezint muzică despre cine suntem. Muzică despre cine suntem cu Simion Bogdan Mihai. Duminică de la ora 12 vom explora împreună viața și muzica protagonistului a sute de nunți filmate pe VHS-uri la finele anilor 80 în București, ce a debutat prin bunăvoința aparatului de stat în 1987, unul din puținii acordeoniști și soliști vocali contemporani ce mai conservă spiritul muzicii țigănești lăutărești din Fântânele, Chitila și Rahova. Neluță Neagu. Emisiunea Muzică despre cine suntem este livrată de Taz. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Raftul de vitamine și minerale te poate deruta. De unde știi pe care să le alegi? De aproape 100 de ani, experții Jameson te comandă un complex de vitamine, vitamina C, zinc și vitamina D. Le spunem Jameson Pro Imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Universul entero, escucha!
A treia cale. Cu Liviu Mihaiu. Sangria Concilie. Cu Andrei Ursu, fiul dizidentului Gheorghe Ursu, omorât de securitate în 1985, autor a două cărți care lămuresc într-o bună parte misterele întrebărilor noastre obsesive de după 90. Cine a tras în noi după 22 este cea mai celebră, dacă vreți, întrebare pe care și-au pus-o toți. Să ne întoarcem puțin la revoluția noastră. Cine au fost teroriștii invocați, că până la urmă despre asta e vorba, cine a tras în noi după 22, niște teroriști care au fugit din țară, au fost după aia, pe care i-am prins pe câțiva, au fost tot felul de laude ale conducerii de atunci. Asta era una din întrebare, au existat sau nu teroriști? Dacă au existat, că teroriști în termen tehnic de dicționar înseamnă ceea ce ni s-a întâmplat nouă după 22, deci terorizați și omorâți am fost și după 22, așadar teroriștii erau cine de fapt? Erau ruși, erau unguri, erau străini, erau securiști, cine erau, făceau parte dintr-un plan elaborat al revoluției ca mimate, ca să existe o rezistență, ca să scoată cât mai multă lume în stradă, ca să se definitiveze în cât mai repede succesul poporului asupra regimului tiranic. Astea sunt întrebări la care, pe care le dezbatem de ani de zile, așa că Andrei Ursu, te rog. Tot de ani de zile studiem și noi dosarele, documentele, declarațiile, documentele medicale, expertizele balistice, procesele verbale de predare, primire a armamentului securității către armată, care nu s-a făcut decât pe 1 și 4 ianuarie 1990, deci securitatea a păstrat și a păstrat armamentul în toată acea perioadă. Este un mit lansat de securitate, că ar fi predat armamentul și că ar fi trecut de sub tutela armatei. Nu, n-au predat armamentul, numai că l-au predat abia pe 1 ianuarie, dar l-au pierdut, l-au predat cu mii de gloanțe lipsă. Și am găsit aceste gloanțe lipsă în procesul. La Revoluție s-au tras câteva milioane de gloanțe pentru copiii. Atenție, care nu știu. Cele mai multe gloanțe le-a tras armata, într-adevăr, din cauza că a fost chemată să apere Revoluția. Armata e cu noi, cum bine ai spus. Deci, armata a fost chemată în jurul obiectivelor strategice, la televiziune, la CC, la radio, în jurul MAPN-ului, în jurul tuturor consiliilor județene din orașele în care revoluționarii au preluat puterea. Armata a fost chemată să le apere. De ce? Fiindcă a început să se tragă împotriva acelor obiective strategice. A început de la Sibiu, de la prânz, imediat după ce a fugit Ceaușescu, primele focuri, de fapt, au fost la Sibiu. La Sibiu, da. Și au fost văzuți așa cum au fost văzuți în toată țara, în toate celelalte teatre de acțiuni, trăgători, specializați, în combinezoane negre, în general, dar nu totdeauna, deseori în costume civile, deseori trăgeau din case conspirative ale securității. Lucrul ăsta este mărturisit chiar și de securiști. Avem documente în care securiștii care pe 25 decembrie, după moartea lui Ceaușescu, au avut momentul ăla de, să spunem, panică, în care s-au gândit că pot fi trași la răspundere, au trecut momentan, temporar, de partea Revoluției și au spus da, au după tras teroriști. Execuția lui Ceaușescu. După execuția lui Ceaușescu au tras securiști, securiști de-ai noștri. Până și Iulian Vlad, șeful securității, în ianuarie, 29 ianuarie 90, recunoaște și spune, face o listă foarte detaliată, este în cartea asta, în ambele cărți discutăm despre declarația lui Iulian Vlad, în care spune că teroriștii au fost securitatea, și anume direcția 5-a, securitate și gardă a lui Ceaușescu, exact. Pază a lui Ceaușescu, USLA, unitatea de luptă antiteroristă a securității, securitatea municipiului București, unii de la Filaj, unii care erau foști securiști, reveniți și-au preluat din nou rolul de luptători. Deci securiștii îi numeau pe aceștia din rețeaua respectivă luptătorii noștri sau rezistenți. Toți ăștia au luptat
au declanșat o luptă de rezistență pe care o numeau pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic. Sub acest titlu se antrenau și pregăteau această luptă de ani de zile. Ceaușescu era obsedat în cultul personalității, în megalomania lui, nu se vedea... Și frica de ruși a avut. Absolut. Și o frică de o revoltă internă, da. de la revolta muncitorilor de Valea Jiului. Din 87, din 77. Exact. Da. Și celor de la Brașov din 87. A dezvoltat acest plan al luptei de rezistență pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic. Atenție! Lupta, cuvântul rezistență este desigur folosit de Ceaușescu și Securitate în mod pentru ei pozitiv, că ei doreau să păstreze prin rezistență împotriva unei lovituri de stat sau unei revolte interne manipulată sau indusă de forțe externe de la est sau de la vest. Așa cum a spus și Ceaușescu. Cei de la Timișoara erau agenturile, cozile de topor ale agenturilor de la est și de la vest. Deci străini. Din cauza asta a pus și armata pe ei. Altfel, armata nu putea să fie chemată cu Radu cel Frumos, cu acel ordin de a trage cu muniție de război împotriva populației civile. Era o crimă. Dar el a invocat că acolo la Timișoara ar fi fost ungurii renentiști, ruși și așa mai departe, lucru care nu s-a adeverit. Același narațiune s-a folosit pentru pregătirea luptei de rezistență. Era pregătită în ideea că o revoltă internă propagată sau manipulată, indusă de ruși sau de unguri, ar fi reușit să catalizeze armata, să se fraternizeze și armata sau să depună armele armata și să treacă de partea opozianților și să-l alunge pe Ceaușescu. Lucru care s-a întâmplat ad literam la Revoluție. Lupta de rezistență era pregătită foarte conspirat, dar era de mulți ani, aveau foarte multe locașuri de tragere bine pregătite, cunoșteau topologia locului și se verifică și din planurile acestei lupte de rezistență pe care le-am descoperit. La CNSAS există planurile luptei de rezistență în revista strict secretă Securitatea, care cine le citește atent și încă o dată le-am descris în aceste cărți, vede că s-au aplicat ad literam la Revoluție. Trăgeau din locașuri secrete, își schimbau poziția, aveau armament ușor, de calibru redus, care nu era în dotarea armatei, calibru de 5,6, în alte cazuri calibru de 9 mm, macaroavele, care erau ale securiștilor. Uneori au tras cu gloanțe dum-dum și care am văzut și documente medicale. Găuri mari explodează în trupul victimelor ca să creeze încă o panică sporită în populația civilă, în manifestanți. Iar doctorii au spus că nu le-au mai văzut de la cel de-al doilea război mondial. Și într-adevăr, gloanțele explozive erau interzise de legile internaționale de la Geneva și care au fost folosite exclusiv de Securitate, fiindcă aveau încă o fabrică de gloanțe explozive la Sadu Gorj. Avem mărturii în acest sens, și le produceau sub pretextul că ar fi fost pentru armele de vânătoare ale lui Ceaușescu. În realitate erau cantități foarte mari de astfel de gloanțe care au fost găsite, fragmentele gloanțelor respective au fost găsite în trupurile victimelor și au fost foarte greu de extras. Medicii cu care chiar am și vorbit, dar avem multe documente medicale, cum am spus, foaie de observație clinică, protocol operator, autopsii până la urmă pentru cei uciși. De obicei, în care nu se scapă cu gloante de genul. Foarte greu, niște răni îngrozitoare care produs și un chin uriaș, fiindcă se distrug țesuturile pe o plajă foarte largă, în care deseori nu mai pot fi salvați și au găsit aceste urme de fragmente de gloanțe care au explodat în corpurile victimelor. Ei bine, toate acestea ne arată că a tras această rețea a securiștilor. Deci e foarte simplu, clar, și documentele sunt, ca să spunem așa, covârșitoare în clipa asta. Nu mai există niciun dubiu din punct de vedere științific. Câți securiști au făcut după Revoluție închisoare, dacă dăm la o parte, să zicem, pe Postelnicu și pe Iulian Vlad, care a făcut 4 ani de închisoare?
după care, după moartea lui, a devenit erou național. A fost grațiat de Ilăiescu cu multă mărinimie. Da, evident că era o înțelegere. O înțelegere, absolut. A conducerii politice cu securitatea, căci fără Iulian Vlad era mai greu să se întâmple o revoluție rapidă. Și s-a întâmplat după moartea lui Ceaușescu. Ăsta a fost și motivul pentru care Ceaușescu a fost executat în urma unui proces foarte sumar. Și aici propun o altă versiune. Te rog, din toate datele noastre, uciderea lui Ceaușescu, sau, în fine, procesul respectiv, care nu a fost un proces foarte fundamentat. Deloc, juridic. Era proces de stat, de revoluționar în pădure. Exact. Da. Însă, din toate datele pe care le avem, au fost obligați sau a fost necesar să fie executat Ceaușescu, din cauza că altfel, după cum știm, focurile teroriste s-au oprit pe 25, au scăzut simțitor cu 90%, au fost exact. 90%, cu doar 10% din victimele de până pe 25 s-au petrecut ulterior și au dispărut rapid după aceea. Ei bine, dacă nu îl executau, există toate indiciile că luptătorii din rezistență ar fi continuat. Erau foarte loializați, erau cu adevărat fanatizați și avem indicii că erau pregătiți în acest sens. Avem agendele de lucru ale teroriștilor, ale ofițerilor care i-au pregătit. Asta. La CNSAS am găsit astfel de notițe în agendele lor că se pregăteau pentru sacrificiul suprem. Pentru comandantul Kamikaze. Suprem. Kamikaze, efectiv. Și avem și mărturiile care, din celălaltă perspectivă, coroborează, deci solidifică această înțelegere a psihologiei teroristului, în care cei care au fost prinși, și au fost foarte mulți prinși, să fie foarte clar, au fost mulți prinși, unii împușcați, răniți sau chiar uciși, dar cei prinși, în momentul în care au fost prinși, strigau: trăiască Ceaușescu, vă împușcă pe toți, regretau în paturile de spital, dacă erau răniți, strigau că regretă că nu i-am pușcat pe toți manifestanții, pe huliganii respectivi. Asta n-am știut că au fost strigate. Da, absolut, avem mărturii foarte bogate, dar bineînțeles au fost trecute sub tăcere de procurorii militari. Aici e cheia. Cheia motivul este procuratura militară, asta mi-a zis-o și generalul Dan Voinea, care a participat la procesul Ceaușescu. Și a identificat-o și Marius Oprea mai târziu pe plângerile, sutele de plângeri făcute pentru torționarii aici, absolut, care și ele au fost băgate, nu puite toate, da. Și la o presiune publică extraordinară au apărut aceste două victime, Ficiorul și celălalt, care au fost condamnați, unul murind, Vișinescu. Și Vișinescu, unul murind înainte de a intra în pârnaie și unul a murit puțin după. Da. Ca un fel de hai să dăm ceva populației ca să dispară subiectul. Da, exact. Deci atitudinea statului român a fost de la din 1990 încoace până astăzi de a proteja criminalii de la Revoluție. De aceea nu avem nici dosarul Revoluției finalizat și nici nu cred că se va finaliza vreodată, cel puțin în timpul vieții lui Ion Iliescu. În forma în care este, nici nu are sens, sincer, să fie finalizat. Cărțile de care vorbim și tot ceea ce am explicat până acum arată că acel dosar al Revoluției, așa cum a fost trimis în instanță, respectiv rechizitoriul, actul de acuzare, este o uriașă mistificare juridică, o diversiune juridică. În ce sens? În sensul următor. Oamenii. Nu a fost trimis nici unul din teroriștii de care vorbim. Ei au comis acte de infracțiuni contra umanității. Atrage cu bună știință, și asta e definiția de care vorbeai și mai devreme, Liviu, a actului terorist. Terorismului, da. Atrage cu bună știință pentru a crea panică, teroare împotriva unei populații civile care nu are nicio vină și știi că nu are nicio vină, decât că s-a ridicat împotriva dictaturii, dar ei erau neînarmați, deci trăgeau în niciun caz în legitima apărare, ci trăgeau ca să producă victime și să trimită românii înapoi în case și armata în cazărmi, astfel încât să recucerească obiectivele strategice. Televiziunea, CC-ul, Consiliile Județene, radioul, și asta era până la urmă
pentru ce s-au pregătit. Asta era sensul luptei de rezistență. Da, să revină la centrele de putere, să-l aducă pe Ceaușescu și să declare Ceaușescu, atenție, să declare că nu el a ucis oamenii respectivi, nu au fost ai lui teroriștii, ci teroriștii, iată, au fost ruși, străini, iar el a venit pe un cal alb și a readus pacea poporului român și a eliminat străinii din țară. Și a alungat străinii din țară, exact, acei trădători care au preluat puterea cu ajutorul agenturilor de nesul străinii din vest. Da. Asta era planul, s-a desfășurat ad literam, cum spuneam, și mulți dintre acești teroriști, securiști, clar, să le spunem pe nume, teroriști, securiști, au fost prinși. Au fost aduși încă de pe 23 dimineața la MAPN. Au fost prezentați, l-au adus și pe Iulian Vlad de la ACC, când și-au dat seama că e probabil în spatele lor. L-au adus și cu Gușă, generalul de armată Gușă, care era șeful statului major, da. Șeful statului major și era un fel de pion al lui Iulian Vlad. L-au adus la Ministerul Apărării Naționale și l-au întrebat, uite, ce-i cu ăștia? Că s-ai tăi, uite, că au legitimații de USLA, de direcția 5-a. Ce spui de ei? Și în clipa aia, Iulian Vlad a spus, dom'le, nu știu de ei, sunt pe cont propriu, sunt niște rebeli care i-a apucat nebunia, nu s-ai mei. Dar a declarat lucrul ăsta și înscris, cum spuneam, pe 29 ianuarie. Și era o minciună. Era o minciună. Erau ai securității. Erau ai lui, bineînțeles, știa foarte bine de acest plan. În modul cum a descris acel plan pe 29 ianuarie, să ne înțelegem, ele și explică de ce au fost ăștia teroriștii? Din cauza că știau locurile de tragere, că aveau armamentul respectiv. Exact. Aveau cunoștințe de luptă de gherilă urbană. Știau cum să dezinformeze, cum să-și ascundă urmele, să șteargă urmele. Aveau armament specific luptei de gherilă urbană disimulată, adică trăgeau noaptea și aveau dispozitive de ochire pe timp de noapte. Un element foarte important. Armata nu l-avea. Iar ei au tras mai mult noaptea pentru a crea încă mai multă teroare, haos și a-i face să crească stresul în militarii din cazărmi, care, bineînțeles, au tras înapoi milioane de gloanțe. Deci armata a tras, dar a tras în teroriști sau în ceea ce credeau ei că sunt teroriști. N-au putut să tragă foarte eficient din cauza că armata română nu era pregătită pentru așa ceva. Aveau nu era tancuri antrenată pentru război de gherilă urbană. Absolut. Niciodată n-a avut această chestie decât poate anumite unități în caz de care nu erau acolo. Parașutiști care au fost la televiziune, câțiva vânători de munte, poate, în fine. Dar iarăși, nici vânători de munte nu erau pregătiți pentru gherilă urbană. Da, erau de munte. Da. Deci armata a fost într-o stare de panică totală și au dat seama că nu țin piept, deși trăgătorii erau puțini față de armată, față de 300.000 de soldați. Divizii de tancuri care erau... Cam câți au fost această unitate specială, hai să zicem, pretoriană a lui Ceaușescu? Să le spunem rezistenți. Da. Așa cum le spuneau securiștii, rezistenții erau probabil în jur de 3-4 mii în toată țara. În București au fost probabil poate peste 1000 de rezistenți, deci de luptători ai rețelei special pregătite pentru război urban. Mulți cred că au avut și banderola de revoluționar pe braț. Ulterior și-au pus, sau poate sau cei infiltrați. Da, altfel cei care stăteau în locașurile de tragere și le schimbau, trăgeau, erau un principiu, trage și fugi. Trăgeau din locașuri, deseori nu se vedea, fiindcă aveau dispozitive de ascundere a flăcării la gura țevii. Aveau și captatoare de cartușe să nu lase urme. Aveau arme cu amortizor. Wow. Toate acestea le-am găsit în acele procese verbale de predare, primire a armamentului securității de care am vorbit și arată că, de fapt, cu gloanțe lipsă, au fost folosite.
Mai mult, gloanțele respective, care erau de un calibru neobișnuit, nu eram dotarea armatei 5,6, 6, 6, 35, 9 mm, cum am spus, nu existau astfel de gloanțe în dotarea armatei, erau, în armată erau 7,62 calașnicoavele clasice. Asta am făcut și eu armata, cu 7,62. Da. Și eu, da. Ei bine, gloanțele alea s-au găsit în corpurile victimelor. Până la urmă, de la doctorul Nae Constantinescu, am și o radiografie, deci au încercat să șteargă urmele și specialiști ai criminaliști din Ministerul de Interne, de pildă Nicolae Ghircoiaș, începând din 23, 24, 25 decembrie, umbla prin spitalele din București și rechiziționa gloanțele găsite, scoase, extrase de medici din trupurile victimelor. Începuse ștergerea urmelor. Exact. Începuse această mușamalizare care a continuat. A continuat până în ziua și de azi. Până în ziua de azi și cu procurorii militari. Efectiv, într-o conivență a securității cu procurorii militari, care era veche conivență. Ăsta a fost deal-ul ca la procuratura militară să se instaleze securiști sub acoperire pentru a ține spatele în ordinea codului penal, ceea ce s-a și întâmplat. S-a și întâmplat și când ai spus lucrul ăsta, am un exemplu efectiv explicit. Din ianuarie 90 au primit legitimații de procurori militari ofițerii din Direcția 6 a Cercetări Penale. Ei au făcut anchetă și iată unul din ei, Nicu Crișan, ofițer, capitan era în Direcția Cercetări Penale a Securității, aia care băteau, care băgau oameni la pușcărie pentru care scrisuri dușmănoase. Exact. Ei bine, acest Nicu Crișan a și recunoscut, a spus, da, am primit legitimație, cumva mândru a fost că a primit legitimație de procuror militar și a făcut anchetă și pe cazul Ursul, asta întâmplător a făcut și pe cazul Ursul, dar și pe Revoluție. A spus lucrul ăsta, l-a însoțit pe Dan Voine. Făcea anchetă și lua mărturii, vă dați seama, asupra colegilor lor, lui, care au tras la Revoluție. Deci, să ne înțelegem, nu toată securitatea... Criminalii au fost anchetatori. Asta exact, criminalii au fost anchetatori. Da. Sau colegii lor, în orice colegii caz. Colegii lor, ca și cum SS-ul ar ancheta Gestapo-ul, să zicem. Exact, exact, da. S-a folosit chiar această sintagmă. Da, s-a folosit, ca o comparație. Deci, eu o folosesc pentru prima dată. Și istoricul Andrei Muraru, după ce a citit cartea Trăgători și Mistificatori, a spus exact același lucru, a scris într-un articol în acest sens. Este naturală comparația. Ei bine, mistificarea a trăit astfel 33 de ani și a ajuns în acest dosar al Revoluției, că revin la acest rechizitoriu, care este o uriașă diversiune juridică, în care nu sunt trimiși în instanță niciunul din cei vinovați pentru crime împotriva umanității în dosarul Revoluției. Asta e marele deal, ca să spun așa. Marele deal. După datele noastre, ca să clarific, tot suntem la capitolul deal-uri, ceea ce am observat este că securiștii au început să vină la serviciu cam pe 9 ianuarie. Deja pe 1, 2, 3 ianuarie Iliescu dăduse un decret de amnistie. Pe vremea aia nu se vorbea de crime împotriva umanității. Deci amnistia privea niște învinuiri până la 3-5 ani pentru abuz în serviciu. Ei puteau fi făcuți vinovați, dacă nu era crimă, omor, atunci era abuz în serviciu. Da, mai ales dacă poporul în serviciu. Exact, au abuzat până la moarte victimele și eroii care ne-au adus libertatea. Ei bine, acel decret a însemnat ceva, au ieșit la suprafață. Cum spuneam, pe 9 ianuarie au început să semneze contica, le-am găsit la CNSAS. Până pe 12 au venit toți. Ei bine, acea zi de 12 coincide cu prima contestare masivă a noului regim, să spunem, noile autorități, FSN-ul lui Iliescu, care în ianuarie 12, în care au venit foarte mulți și strigau jos comuniștii, vrem un guvern democratic, s-au format partidele politice istorice, s-au regrupat, s-au... Să spunem, a apărut piața universității timp de 52 de zile, care nu știu dacă știți despre punctul 8 de la Timișoara, care cerea scoaterea din viața
politică publică a securiștilor și nomenclatoriștilor de partid și uite așa s-au născut mineriadele. Exact. Ca să devansăm puțin. Este foarte corect, fiindcă a fost o continuitate în aceste acțiuni de restaurare a puterii securității. Aici este cheia. Da. Au bătut, din ce putem noi să ne dăm seama, din faptele istorice și multe declarații, au bătut palma probabil atunci pe 12, fiindcă a coincis cu revenirea securiștilor la serviciu. Erau doar formal sub tutela armatei, dar au venit pe aceleași unități, pe aceleași dosare, aceleași condiții de prezență. Și în acel moment trebuie să ne aducem un lucru, un detaliu. Vicepreședintele FSN, Mazilu, Dumitru Mazilu, s-a ridicat pe un tank, era unul din... La noi din 28 ianuarie? Sau? Nu, pe 12. Deja pe 12 Mazilu, care mai trăiește. Și mai trăiește, este în vârstă, dar certifică aceste lucruri și au rămas scrise, el și-a scris memoriile. A strigat moarte securiștilor. Urcat pe tank. A existat probabil o panică și o panică de, să spunem, un câștig al aripii mai radicale a FSN-ului, acest Mazilu, să ne ducem aminte, a fost un disident autentic. Chiar dacă a fost securist original, lucrase la școala de securitate de la Băneasa, el avusese o mare, să-i spunem, epifanie, trecuse de partea cealaltă, devenise un disident autentic. A scris un raport pentru ONU foarte important, pe care nu multă lume îl cunoaște, dar a fost foarte cunoscut în exterior, care l-a acuzat în 1987. De atunci a luat domiciliu forțat, raportul nu i s-a dat curs, bineînțeles, dar cei din Occident știau, ONU a cunoscut conținutul acelui raport și până la urmă a reușit să-l și trimită. Și a fost citit, a fost publicat de ONU. Mazilu era cu domiciliu forțat, Ceaușescu n-a avut curajul să-l mătrășească, dar îi era urmărit de securitate, iar pe 21 noaptea, Mazilu și cu soția lui au fost ridicați de acasă, de la domiciliu forțat, bătuți, duși într-o locație din provincie, într-un moment în care securitatea vrea să facă curățenie printre potențialii lideri ai huliganilor. Asta era ordinul. Deci, alături cu Mazilu, au fost preluați Radu Filipescu, Gabriel Andreescu, și Brucan, de fapt, s-a propus să fie arestat, fiindcă și Brucan, cât politruc a fost el și stalinist convins în anii 50, până anii, în 87, el și-a arătat solidaritatea cu muncitorii de la Brașov. Devenise un disident pe fața lui Ceaușescu, iar în 89 semnase scrisoarea celor șase, deci chiar dacă... de Bârlădeanu, de mai mulți, da. Exact. Deci, Corneliu Mănescu. Exact. Oamenii ăștia au prezentat un pericol major pentru securitate și pentru Ceaușescu și noaptea aia s-a hotărât să îi ascundă pentru a nu deveni potențial lider ai Revoluției. O mică pauză de publicitate și revenim pentru a continua periplul nostru în Revoluția de acum 33 de ani. A treia cale. Cu Liviu Mihaiu. Mai mult ca prefectul. Cel mai bun moment pentru portarea abonamentului în cea mai rapidă rețea. Vino la Orange și ai Netflix cadou 6 luni și Samsung Galaxy A53 5G cu doar 9 euro prin buyback 5G cu abonamentul Smart Plus 15. Hai în magazinele Orange până pe 8 februarie și bucură-te de sărbători inspirate. Detalii și oferte exclusive pe orange.ro. Fresh și atât de ieftin. La Kaufland între 21 și 24 decembrie ai Aldi salam vienez 500 de grame la doar 15,99 lei, măsline negre la doar 1,19 lei 100 de grame și roșii la doar 5,49 lei kilogramul. Kaufland. Este divers, este foarte bun, este curajos, este tânăr și poate sta pe orice masă din lume. Este noul val din vinul românesc de la Carrefour.
Este diversă, este foarte bună, este curajoasă, este tânără și poate urca pe orice scenă din lume. Este noul val din muzica românească de la Radio Guerilla. Carrefour prezintă Prin Joi Înșine la Radio Guerilla. O zi întreagă de muzică românească din noul val pe vinuri românești din noul val. În decembrie deschidem un vin nou românesc. Acum și cu 25% discount la vinurile din categoria Deschidem vinul românesc în aplicația Act for Good by Carrefour. Carrefour. Deschidem vinul românesc pe muzică românească. Câștigă o aventură inedită alături de exploratorul Paul Dicu. Cumpără orice produs Varta inclus în campanie și asigură-ți independența energetică oriunde te afla. Participă la tombolă și poți câștiga o excursie în Sahara, un weekend pe mare cu velierul sau alte premii pregătite special pentru tine. Campania Varta se desfășoară până pe 31 ianuarie 2023. Mai multe detalii pe paginile de Facebook și Instagram Varta sau pe site-ul campaniei. Varta iubește exploratorii. Come on! Una dintre cele mai mari platforme de online shopping din România, care reunește peste 500 de branduri internaționale de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii sau produse de home and deco, adică Answear, vine în întâmpinarea celor aflați în pană de idei în luna cadourilor. Acum poți achiziționa pe answear.ro și vouchere online de oferit în dar, pentru că, nu-i așa, niciun cadou nu e mai inspirat decât cel pe care și-l alege omul după chipul, asemănarea și lista lui de dorințe. Answear.ro. Răspunsul la orice întrebare de fashion. Answear.ro este avampost Radio Guerilla. H2O împlinește 20 de ani de activitate. Trăiască H2O! De 20 de ani, H2O este locul în care se adună pasionații de sporturi de vară și iarnă, gamerii, riderii și melomanii de pretutindeni. Iar în gherila de dimineață cu Dobrogilda și Nic, îi sărbătorim cum se cuvine și facem din playlist cu muzica aleasă pe sprânceană de ascultat la noua boxă portabilă Polaroid. Cum ar suna Polaroidul tău? H2O este avampost Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Am plecat să colindăm, fără cash să tot umblăm, cadouri să mai vânăm și la coză nu mai stăm. De shopping ne bucurăm și cu cardul rapid dăm, vesel noi plătim din mers la NG Soft POS. Când colinzi anul ăsta după dulciuri sau cadouri la târgul de Crăciun din Piața Constituției, poți să plătești direct cu cardul sau telefonul. Doar întreabă comercianții dacă au POS pe telefon de la ING. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. A treia cale. Let's get higher. Cu Liviu Mihai. A treia cale cu mine. Astăzi vorbim despre misterele Revoluției, un subiect greu, un sos greu pe care, la care se chinuie foarte mulți oameni să deșifreze. Lângă mine Andrei Ursu, încercăm să-l băgăm pe domnul general Voina, care chiar mă și sună. Da, domnul general, s-a rezolvat, putem să sunăm, gata, acum sunăm. În emisiune se află Andrei Ursu. Vom avea o discuție în trei. Nu durează mult, nu vă țin mult, știu că sunteți pe stradă. Așadar, domnul general Voina intră în câteva, într-un minut, în direct. Deci, bine că am rezolvat-o și cu domnul general Voina. Să punem, când intră în emisiune, să punem materialul video pe care Andrei Ursu mi l-a furnizat, ăla, cel de-al doilea, cum ar veni, și cel de-al treilea îl punem la sfârșitul acestei emisiuni. E o pledoarie video a mea în chestiunea injustiției pe care care îi se întâmplă după 33 de ani tatălui tău și ție personal. Domn general Voinea, stați cu noi? Da, sunt cu dumneavoastră. Haideți să... domnul Ursu. Da, bună ziua, da. Domnule general. Aici suntem, dezbatem vestita obsesia noastră. Se pare că domnul Ursu este foarte aproape de răspunsul la cine a tras în noi după 22, iar dacă dumneavoastră nu știți, atunci chiar că nu mai știe nimeni. Haideți să vă pun o bandă audio pentru dumneavoastră dintr-o emisiune cu domnul general Voinea și cu o afirmație care nouă ne folosește și de la care am vrea
să începem discuția. Haideți să ne vă ascultăm. Da, cred că erau manipulați și oamenii aia. Judecat pentru sângele vărsat. Se vrea proces atunci să se facă asta. Erau, nu știu, totuși nu știu ce s-a întâmplat în stradă. Să fie o astfel de solicitare radicală în condițiile în care pe stradă erau morți, răniți. Deci oamenii erau foarte supărați. Erau foarte supărați, erau foarte panicați că puteai fi împușcat de sus, nu mai puteai umbla pe stradă, puteai fi, nu mai aveai siguranță pe viața ta, pe securitatea ta. Erau oameni cu arme și la scările de bloc. Stăteau și pândeau pe stradă să vadă cine trece și mai trăgeau după oameni pe stradă și mai mureau, erau răniți mulți. Cam așa, în condițiile astea a avut loc procesul ăsta. Deci nu vorbim de un... Nu funcționa un stat de drept, nu mai funcționa legislația ceaușistă, dar n-aveam nici altă legislație după care să organizăm, știu eu, în condiții de jurisdicție garantată în procesul, dar nu asta, nu la asta s-au gândit lumea atunci, că trebuie respectate niște proceduri. Lumea s-a gândit că să nu se mai moară. Aici a fost problema și, într-adevăr, după 25 nu s-a mai murit. Pentru că în momentul în care s-a anunțat moartea ceaușeștilor, adică taberele s-au împăcat. Pentru că era tabăra care îl susținea pe Ceaușescu, că și Ceaușescu a făcut mult bine. Avea mulți oameni care el i-a pus în funcție, i-a ajutat, ei au luptat pentru el. S-au luptat cu ăștia alții. Deci, ce spune Andrei Ursu, erau ăia, nu. Aici istoria va dovedi că s-au confruntat două tabere. Au susținutorii lui Ceaușescu cu ăștia alții reformatorii sistemului, cum ar veni. Un vedea, nu știu, aici, aici și istoricii trebuie să facă mai în profunzime anchete, dar nu fac. Ei, istoricii au făcut, avem o carte nouă, Andrei Ursu e aici, generalul Voina e la telefon. Andrei Ursu ne-a explicat până acum, cât ați fost dumneavoastră cu clientul, că exact ceea ce ați spus și dumneavoastră, au fost două tabere. O tabără, una cea pretoriană, acea unitate specială de securiști care au luptat proporție de 90% au scăzut după moartea ceaușeștilor, au predat armament și un armament foarte special, un armament foarte special, a povestit, cu calibre pe care armata română nu le avea, cu amortizoare, etc. O luptă care era organizată în amănunțime de către Ceaușescu cu această unitate specială. Deci da, două tabere, unitatea pretoriană, cum îi zic eu, garda, cea mai loială a dictatorului, și ceilalți însemnând, evident, armata și conducerea politică. De aici aici e răspunsul, cine a tras în noi după 22. Bine, mai trebuie făcută o precizare. Vă rog. Zic eu, esențială, apropo de întrebarea dumneavoastră, cine a tras în noi. Deci să nu uităm că pe data de 17 decembrie 1989, Ceaușescu a instituit stare de necesitate. Da. În condițiile stării de necesitate se anulează absolut toate procedurile și legile obișnuite care guvernau societatea comunistă de atunci, societatea românească. Și rămâne un singur conducător, care era Ceaușescu. Adică o întrebare intermediară. Nici generalul Iulian Vlad nu mai avea cum autoritate în condițiile stării de necesitate? Nu, deci ei trebuiau să execute ordinele și starea de necesitate, așa cel puțin era legea atunci, dacă nu execuți ordinul, cel care ți-a comandat ordinul are dreptul să te împuște. Deci așa erau. Iar o parte din cei care au tras n-au făcut altceva decât să execute ordinul. Mulți din militari au audiat de mine. Ordinul cui? Ordinul lui Ceaușescu?
personal. Ordinele comandanților. Da, comandanți. Comandanții, mulți mi-au spus că erau amenințați că îi împușcă, dacă nu execuți, te împușcă și așa mai departe. Deci cam așa au de mers lucrurile la un moment dat. Dar Andrei Ursu ne-a spus mai devreme că au fost și oameni prinși pe patul de spital, răniți din această gardă pretoriană, care au strigat sus Ceaușescu, îmi pare rău că nu v-am omorât pe toți. Deci exista o mare parte dintre ei care erau kamikaze, erau fanatizați, nu trebuiau doar să fie amenințați ca pe frontul lui Stalin împotriva naziștilor cu pistoalele mitraliere în cap. Aici trebuie să clarific un lucru. Vorbim de două lucruri diferite. Domnul Voina vorbea de 17 și Radu cel Frumos și Ordinul de Stare de Necesitate. Exact. E cu totul altceva după 22. După 22 s-a schimbat regimul, armata a trecut de partea populației, armata e cu noi foarte clar, fără discuție. Da. Și lupta... grăzii pretoriene, cum bine o numiți, da. Deci lupta rețelei de rezistenți, cum erau numiți. Așa erau numiți, rezistenți, da. Securiștii așa îi numeau. Am găsit, domnule Dan Voine, astfel de documente ale securității care vorbesc, ale securiștilor, a comandanților și chiar Iulian Vlad a declarat același lucru, că rezistenții erau securiști și că acționau pentru a crea o stare de panică, teroare, pentru a ucide câțiva dintre manifestanți, din cei de pe stradă, civili, eventual și militari, și au ucis și militari, fiindcă au tras direct în unități militare. Și vă aduceți aminte, domnule general, că v-am luat un interviu și spuneați și dumneavoastră că ați prins un astfel de securist, direcția 4-a, din câte știu minte, ceist, într-o turlă, da, țineți minte, care trăgea către unitate militară. La Buzău, da. exact. Și atunci, deci oamenii ăștia au tras cu intenția de a ucide, de a crea panică, de a crea o stare de teroare, care, conform documentelor pe care le-am găsit la CNSAS, cred că v-am spus de ele, lupta de rezistență pe teritoriul vremelnic ocupat dinamic. Așa se numea și era mănușă, s-a potrivit cu tot ce s-a întâmplat. Ei bine, scopul era să creeze atâta panică și teroare, revoluționarii să meargă acasă, așa cum am stat noi 25 de ani sub Ceaușescu, 45 de ani de comunism în case, și armata în cazărmi de terorizate să rămână din nou la starea aia de frică a ceiștilor, astfel încât să se creeze condițiile, așa scria la planul rezistenței, condițiile să fie adus Ceaușescu, comandantul suprem, înapoi la putere, și astfel încât să declare că a salvat țara de acești huligani din mâna agenturilor străine din est și din vest. Exact, asta era teoria cu agenturile străine. Dar nu i-a făcut numai huligani. Cel care a folosit pentru prima dată cuvântul terorist a fost Ceaușescu. Da, exact. Când a catalogat pe manifestanții anticomuniști de la Timișoara, ca fiind huligani, iredentiști și teroriști. Da, El a zis. Numai că n-aș vrea să nu amintim un aspect iar esențial, că acești și cei și toți care nu luptau atât pentru Ceaușescu, luptau pentru ei, că își pierdeau privilegiile, pentru că ceea ce a distrus și comunismul a fost corupția. Statul comunist român de la vremea lui Ceaușescu era un stat corupt. Toată lumea făcea rost de alimente dacă dădea mită la gestionarul nu știu care, la benzină, la butelie. Pentru orice aveai nevoie, trebuia să lași ceva acolo. Funcțiile erau cumpărate, erau preferați cei din... Asta vorbim de securitatea comună, de direcțiile securității comune. Ceea ce vorbim noi și ceea ce a descoperit Andrei Ursu, acest jurnal de luptă, să zicem, plan, este o unitate specială a securității care nu mai răspundeau inclusiv la ordinele șefului suprem Iulian Vlad.
Nu avem, nu știm de fapt, dacă, nu știm de sigur, fapt, dar el a spus să depună armele. A spus, dar de fapt Iulian Vlad, dar generalul, de fapt, șeful securității, ca să... Dar el nu s-a referit la rețeaua respectivă. Nu, le-a spus așa formal, dar aia era de fapt un mesaj cifrat. Cifrat, adică nu poți să știi. Luptătorii respectivi n-au depus nicio armă, fiindcă avem procesele verbale de predare, primirea armamentului securității, care abia pe 1 ianuarie și 4 ianuarie le-au predat cu 10.000 de gloanțe lipsă. Lipsă. Deci nu se pune problema că le-ar fi predat, nici vorba. Evident, mai ales că teroriștii au văzut că generalul Iulian Vlad era acolo prizonierul noii puteri și n-avea alt ordin ce să dea decât ăsta. Exact, adică n-a fost eficient și, cum spuneți, legile de atunci... Vă rog! Exact. Să vă mai spun un amănunt. Din dosarul Revoluției face parte și un alt dosar pe care eu l-am făcut, cu lipsa a peste 800 de arme, care nu au fost căutate, și unde sunt aceste arme, la cine au fost. Deci e un dosar care nu-i soluționat. Deci ca să avem un răspuns corect la cine a tras, pentru că s-a arme lipsă. Deci da, armele alea au fost folosite. De cine? Da. Cum? În ce condiții? Deci ăsta e un dosar încă nesoluționați, de care nu vorbește nimeni. Nici Ministerul de Interne despre armele care lipsesc de la ei, nici Ministerul Apărării. Da. Deci armele astea au fost date unora care nu s-au dus să le predea. Absolut. Să știți că am găsit astfel de rapoarte și vor constitui și acesta un subiect de cercetare pe care îl vom face. Ne angajăm să vă ducem munca până la capăt, domnule general. Da. Deci lucrurile astea trebuie lămurite, pentru că rămâne la suspiciunea că a existat o mare, e vorba de 800 și ceva de arme, dacă e vorba de 800 și ceva de oameni care au avut armamentul ăsta și au tras, adică este posibil ca să fi fost forțe speciale, forțe din astea care nu răspundeau la comenzile unor generali sau știu eu, și care așa dau ascunde și atunci... De fapt, aceste forțe, domnule general... Iar Vlad, generalul Vlad, ne spune următorul lucru. Depuneți armele la Rastel, dar nu părăsiți dispozitivele pe care le aveți de apărat. Ei nu le-au părăsit și au luat puterea. Ei au lăsat în stradă pe la vedere puștea de la armată cu pușca în mână, iar ei au rămas îmbrăcați și vil, s-au dus și s-au strecurat, au ajuns în structurile de putere care s-au format atunci și au luat, practic, ei au salvat administrația comunistă și toate astea. Asta s-a întâmplat. Avem date, adică a fost o... da. Au fost mulți infiltrați, au fost mulți infiltrați chiar la vârf. Erau informatori, erau oameni din eșalonul secund, dar erau și oameni care aveau misiunea de a sprijini lupta de rezistență. Deci lupta de rezistență avea și această componentă, conform planului, să se folosească de persoane de sprijin, din securitate, din cei rămași la vedere în spatele frontului, cum se numea în planul respectiv, pentru a le facilita, la o adică, infiltrarea în unități militare, cum s-a întâmplat cu Trosca. Dar să știți că n-a fost greu de înfrânt tineretul care a ieșit în stradă, că a fost un tineret nenarmat, n-au atacat niciodată forțele de ordine, nu avem situații în care copiii care au demonstrat la Timișoara să fie atacat forțe de ordine și așa mai departe. Foarte mulți infiltrați care au spart geamurile la un singur moment dat, s-au spart foarte multe geamuri. Aia avem mărturii foarte clare. Foarte clare că securiștii au făcut-o. Păi da, Macri spune lucrul ăsta. Macri spune, generalul Macri. Coman. Ion Coman. Dar și în București s-a întâmplat același lucru. Deci dacă ar fi dosarul care l-a făcut... București vorbeam acum, acum chiar asta știu. În București avem martori, mi-aduc aminte că era chiar un inginer de la radio care stă pe Calea Moșilor și zice, domnule, era pe balcon și nu venea să cred. Erau niște aro de la miliție
care mergeau încet și spatele lor erau unii care spărgeau vitrinele. Nu luau nimic când s-a spărgeau vitrinele. Da. Deci, ca să aibă motiv de represiune împotriva manifestațiilor. Exact, exact. Da, era vorba de externalizarea și mistificarea, să spunem așa, a opoziției sub formă de infracțiuni de drept comun, astfel încât să-i bage la poliția ca și huligan. Da, iar copiii ăia pe care ieri i-au comemorat la cimitirul eroilor acolo, n-au avut lideri, n-au avut organizare, au fost ușor, răscoala lor, să zicem așa, a fost înăbușită în sânge, pur și simplu. Haideți să fim totuși, să le dăm un credit. Da. Acești revoluționari, totuși, au păzit revoluția, că dacă ei plecau acasă, atunci armata își pierdea încrederea, intra în cazărmi și hai să ne imaginăm un scenariu în care toată lumea pleca acasă, ne întorceam exact unde eram atunci cu frica de securiști, de ceiști și de informatori. Da. Stăteam și toți cu acasă. Care, și cu care am rămas. Și cu care am rămas, da. În fine, nu chiar. Dar, domnul Ursu, vă rog să observați că au fost atât de este, să zic așa, în manipulare, încât văzând că nu mai au tinerii teamă de forțele de ordine, au înlocuit frica de forțele de ordine care a pus stăpânire atâția ani pe românii noștri cu frica de teroriști. Păi asta a fost și realitatea, asta și urmăreau. S-a mai practicat și mult mai târziu în istoria mondială a omenirii, a terorismului. Da. Ce vreau să vă întreb, ca să tragem totuși niște concluzii, a fost protejată securitatea de către Procuratura Militară după anii 90? Mă rog, e o întrebare retorică, eu știu răspunsul la întrebare, dar eu vreau să întreb un general. N-am înțeles bine, dacă a fost ce? Protejată de către Procuratura Militară, o discuție pe care noi am mai avut-o ani de zile, recurent. Nu, n-au dat doi bani securitatea pe Procuratură. Deci, în primul rând, că n-au vrut niciodată să ne dea ce au făcut ei la filmările, fotografiile, pentru că tot timpul au fost în stat, au fotografia ca să poată să identifice pe cei care întrețineau această revoltă. Da, și care urmau să fie arestați, da. Da. Deci, eram și eu printre ei. Nici cei de la armată n-au vrut să ne dea nimic. Dar am făcut adrese de nu știu câte ori să ne trimis. Aveau studiouri de filmat și armata avea studiouri de filmat și au filmat. Este o datorie de... Da. Da, nu se pot da astăzi, adică nu s-a mai încercat de atunci, toți specialiștii, Procuratura Militară știm că a fost pavăza lor, iar inclusiv a torționarilor a fost pavăza lor, țineți minte plângerile penale pe care le-a depus Marius Oprea, peste 200, dacă nu cumva 400 de plângeri penale pe care le-au ignorat total, adică securitatea a fost apărată nu numai în scenariul Revoluției, ci și din anii 50 încoace, dacă ne aducem aminte de Nicolski de Nicolski la OTV, cum zeflemea pe cei care au făcut Revoluția. Deci, securitatea, vorba lui Emil Constantinescu, ne-a înfrânt până în ziua de azi. Da. Așa este. L-a înfrânt cam devreme, că a plecat mai devreme cu 6 luni și ne-a lăsat cu dosarele. Măcar credeți că dosarul Revoluției se va rezolva vreodată, domnul general? Intuiția noastră de om care a participat la execuția lui Nicolae Ceaușescu. Da. Dosarul Revoluției înseamnă și dosarul de Timișoara, care a fost judecat. Așa, dosarul Clujului, care a fost judecat și toți condamnați, dosarul Sibiului, sunt multe dosare care au plecat în instanță. Dosarul așa, și Stănculescu a făcut închisoare și Iulian Vlad a făcut închisoare. Dar securist în toți ăștia. În afară de Iulian Vlad. Haideți să... Câți securiști au făcut închisoare, domnul general? Da? Îl avem pe domnul Ursu aici, care se luptă de 30 de ani să condamne criminalii tatălui lui. Deci asta ce înseamnă?
A fost doar Sima de la Timișoara, în rest niciunul din ăștia care au tras. Deci aici e câțiva, cheia. Așa, cum a fost și Ficiorul și Vișinescu, da, la torționari. Deci câteva cireșe, cireșe. Ăla, dosarul lui Ficiorul și alea, dosare, dacă că v-a spus Marius Oprea, că dosare făcute de noi, la cât am făcut cercetări la Timișoara, am audiat și pe foștii deținuți politici care au fost martori în stradă atunci la evenimentele din Timișoara, la Revoluție, și ei ne-au povestit lucruri surprinzătoare, care abar n-aveam de ele, că ei în 1956 au fost arestați, au fost reținuți inițial de Stănculescu, care era comandantul unui batalion din Timișoara, și care i-a dus, după modelul care a fost la noi la Revoluție, i-a dus la unitatea militară, iar acolo au fost anchetați de tovarășul Ion Iliescu, care a venit din partea Comitetului Central al UTM, era atunci UTM. Da. De-aia, la Revoluție, domnul Iliescu s-a dus la Stănculescu, la armată, pentru că se știau din 56. Atunci când studenții timișoreni au văzut... Și cu Ceaușescu se știau de atunci. Victor așa e grijă de copii. Adică, da. Nu întâmplător, Milea a fost sinucis și instalat Stănculescu. Da. Nu, da, întâmplător. Da, și ei au povestit ce au pățit în lagărul care era atunci la Salcia, acolo, și era Ficiorul acesta comandant, cum îi persecuta, cum... Da, 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 da. Știți că Bulevardul Milea nu mai se numește, nu se mai numește așa, se numește Bulevardul Doina Cornea. Îndreptățit, cred că o știați vestea asta? Eu am vorbit foarte mult public despre Milea, că despre acest bulevard care n-ar trebui să poarte numele generalului Milea. Și așa s-a întâmplat, până la urmă. Da. Eu vă mulțumesc, oricum nu mai avem decât o jumătate de minut până la publicitate. Mulțumesc foarte mult pentru participare, mulțumesc în mod special lui Andrei Ursu, care a scos o carte care face foarte mult lumină în multe dintre enigmele acestei revoluții ale noastre, în care nu avem nici un condamnat sau avem câțiva atunci când, în primii ani ai procesului CPX, când era o boare anticomunistă și o fervoare revoluționară, doar atunci puterea a băgat câțiva oameni la închisoare din CPX. Mulțumesc foarte mult și domnului general Voina, care pe acest front al aflării adevărului de la Revoluție încoace, și nu numai al adevărului Revoluției, ci și al adevărului Mineriadei, un alt dosar despre care probabil o să discutăm în 13-15 iunie în 2023. Așadar, ne auzim joia viitoare și putem spune slava eroilor martiri ai Revoluției Române. Vă mulțumesc! A treia cale. Vă doresc tot binele din lume, chiar dacă nu ne rămâne mai puțin. Carrefour prezintă Prin joi înșine la Radio Guerilla, o zi întreagă de muzică românească din noul val pe vinuri românești din noul val.